Aș vrea să încep cu mulțumiri pentru organizatori. Thank you, Anton, for organization. Irina, ți-ți mulțumesc pentru suport și răspuns la toate întrebările care le-am avut. Și, în special, Roman, где-то не вижу тебя. Тебе спасибо за советы по презентации. Я думал, что я очень крутые презентации делаю, но на самом деле это не так. Поэтому, да, Роман, тебе спасибо за советы. Да, как он мне сказал, у тебя презентация хорошая. Да. Но я помогу сделать конфетку. Поэтому давайте громкие аплодисменты Антону, Ирине и Роману. Окей. Haideți să începem. Deci, pentru cine este prezentarea de astăzi? Prezentarea de astăzi este, în primul rând, pentru front-end developeri. Ați văzut și după devenirea temei. Dar ea este și pentru arhitecți care se ocupă de arhitectură, cred că se ocupă, da? Este pentru project manager și o să vedeți de ce în unul din slide-uri. Și dacă avem aici back-end developeri curioși, pentru ei tot o să fie interesant. Cu toate că despre front-end, eu știu că front-end developeri și back-end developeri, astea sunt două lumi diferite, dar sper să vă fie interesant la toți. Meniul de astăzi, da, e mai sărac decât cei ce au fost ieri la degustația de vin, cine a fost, dar o să încep câteva cuvinte despre mine. Sper să nu fie plictisitor. După asta o să vedem cine și cât de bătrâni este și dacă cunoaște istoria web-ului, pentru că cred că mare parte avem aici web developer. O să vedem un use case real pe care noi acum am început să-l implementăm în companie, având câteva proiecte pe care le derulăm în paralel. După asta o să vedem cum implementăm asta. O să fie și un exemplu de cod. Pentru cei care o să asculte atent, o să vă dau și link-ul la GitHub, unde o să puteți să vedeți cum am făcut eu acolo și poate voi o să faceți mai bine. Și la final, sper să n-am întrebări, că nu am să pot să răspund. Prezentarea mi-a făcut-o cineva și n-am să pot răspunde, dar o să încerc. Da, eu am experiență destul de mare în prezentări, fiind și profesor. Dar tot timpul înainte de prezentări, iată, am o citată care îmi place, puteți să o vedeți acolo, și eu așa mă încurajez, iată, am stat vreo 15 minute și am meditat acolo într-o parte, dacă ați văzut, ca să iasă prezentarea bună. Acum, un pic despre mine, nu o să fie foarte, foarte mult. Deci, numele, l-ați văzut și prezentare, mă numesc Sergiu. Am experiență în web development de peste 15 ani, în care am reușit să fac mai de toate. Am început ca freelancer, full stack developer, prin 2007, cred. Din 2008 sunt și profesor la Universitatea de Stat din Bălți, cred că n-ați auzit de așa oraș. Am fost și, da, arhitect și acum cumva sunt CTO-ul companiei Power IT. Deci, dacă nu știți unde e Bălțul, e un megapolis. De grabă o să fie și metro acolo. Da, este și capitala din nord a Republicii Moldova. Cine nu cunoaște unde, veniți, acolo este Barza Albă, de vinuri, coniacuri foarte gustoase, puteți să veniți, e ok. Da, și cu cine ocupăm noi acolo la Bălț și ce ar putea să vă intereseze? Acolo este unit testing, toată lumea știe ce e asta. Și mai este blackjack, după coniac. Așa că vă invit să veniți. Este aici de la gara de nord autobus, vă urcați, îmi pare că 80 de lei costă biletul. Așa, ca profesor la universitate, specializarea mea este tehnologie web, object-oriented programming, design patterns și project management. Da, de universitate să revin, așa un picșor. M-a măgit cineva să vin, hai vină pe un an de zile și o să predai niște ori acolo, da? Și zic, bine, ok, hai să încerc să văd cum e asta. Și iată, deja de 14 ani și ceva, cumva am rămas acolo. Și îmi place asta, e foarte cool. Eu, așa, adică, merg la lecții ca să învăț de la studenți câte o leacă. De la cineva, un pic de la cineva, un pic și iată așa eu învăț și am devenit CTO. Așa că
puteți să încercați. Aici aveți QR codul, dacă vreți să veniți la studii acolo la noi și ne întâlnim, da? De asemenea, aveam eu un vis să fac megapolisul nostru din Bălți, care are și metrou și tot, să fie și programatori acolo, deoarece eu, când am absolvit în 2007, așa o istorie scurtă, am mers pe Macler să mă angajez ca programator. Și mie îmi spune, da, ok, uite, vine la noi și noi avem acolo tehnică care ne aduce și noi vindem. O să ajut la descărcat acolo, o să faci profilactică la printer acolo, la tot să funcționeze bine. Și noi avem și un UC și avem și un site acolo făcut pe Joomla și e că tu ești programator. Și, ok, bun, nu m-am dus să lucrez acolo, m-am ocupat cu altceva. Prima fază după asta am descoperit minunat freelance, da? Și continuând în visul, da, de a dezvolta IT-ul acolo la Nord, am început asta prin 2010, cred că. Era așa destul de spontan. Însă în 2019, împreună cu alți, să spunem așa, prieteni, colegi care au aceleași gânduri ca și mine, am fondat o asociație CETI care are scop, de fapt, promovarea IT-ului în rândul elevilor de liceu și nu doar. Și facem diferite activități care deja avem rezultate, crește numărul de developeri. Nu știu, poate cineva dintre voi, nu știu dacă am studenți prin sală pe aici. Dar iată, cu asta ne ocupăm. Plus, da, e ca asta. Sunt CTO la Power IT și să vă spun un secret. Eu fac tot ce vreau acolo și nimeni nu poate să-mi spună nimic. Asta e interesant, da? Și vă doresc și vouă să ajungeți tot acolo, să nu vă spună nimeni ce să faceți, cum să faceți, să faceți puș vineri după masă, să vă duceți acasă sau nu. Voi faceți puș vineri după masă? Pe production. Da? Ok. Iată, aici am un slide special. Avem recruteri în sală aici. Ridicați, vă rog, mâna dacă avem recruteri. Nu vă rușinați. Da. Iată, vedeți acolo tehnologiile pe care eu le cunosc, mă sunt trei puncte numele pe slide, dar scanați QR codul și după asta vă spun ce să faci, da, scanați, vă rog. Eu o să vă fiu foarte recunoscător dacă dumneavoastră o să mă contactați și o să ne ajutați să găsim developeri buni. Da, mersi mult anticipat, noi avem nevoie de developeri și așa. Da, astea sunt tehnologiile pe care le cunosc eu, pentru că eu, ca CTO, am așa o tradiție, în fiecare an învăț un limbaj de programare careva nou sau tehnologie. Am făcut excepția anul ăsta, nu știu ce s-a întâmplat așa, că am învățat două. Am învățat Node.js, nativ, Express-ul, Nest-ul, că a fost și workshop-ul de ieri care mi-a fost foarte interesant, și am învățat React-ul. După câțiva ani de Vue, de jQuery, ați auzit? Da, eu sunt guru jQuery. Mulți ani am scris pe el, atunci nu era nici Angular, nici React, nimic. Și despre asta o să vorbim noi mai departe. Deci o să facem o scurtă, așa, incursiune în istoria web-ului. Nici o reacție? Ok. Eu sper că toată lumea cunoaște cine e acesta, da? Albert Einstein. El este CEO și co-founder la internet. De fapt, este Tim Berners-Lee. Pentru web developer asta trebuie să fie așa un must-have, trebuie să știți fotografiile lor, trebuie să stai la voi pe perete, în dormitor. Da. Haideți să facem așa cum am spus o incursiune, deci începând cu 1989, când cam pe acolo a început tot, este aici cineva în sală care are mai mult de atâția ani cât este acolo, adică nu vă rușinați, da, este. Da, cred că, da, ați prins istoria asta, pe atunci nu era nici internet, Google arăta, am vrut să-l pun pe prezentare, dar arăta foarte, foarte strașnic și nu l-am pus. Până pe 97, da, așa cumva am început să dezvolt HTML, CSS, JavaScript, tot era cool, super. Când am început eu să, e greu să spun că să programez, nu vreau să spun pe scenă, știți cuvântul ăsta care când scrii codul rău, developer appeal, este așa o frază, eu nu vreau să o pronunț, că filmează camera. Asta făceam eu. Pe atunci, prin 2008, și atunci a apărut HTML 5. Ok, după asta, ECMAScript 6. Deja mai interesant, prin 2015 asta a fost.
Da, după asta, MPM, Webpack, Babel, nu știu dacă cunoaște toată lumea ce asta, Babel. La mine proiectul lucrează, mie nu-mi trebuie nimic, așa? Și nu trebuie să știu și Webpack, și Babel, nu trebuie. jQuery, operat în 2005, era Ratinerial, versiunea 2, când eu am început să lucrez, și făceam așa numite site-uri, foarte complicate, cu două pagini. Dar am avut și experiență când am dezvoltat proiecte foarte complexe. Pe jQuery am făcut acolo așa un castel, da? Am împărțit în moduli, deoarece la momentul acela încă nu era. Vedeți Angular-ul prin 2010, React-ul 2013 și după asta Vue.js. Nu erau ele, da? Și cumva am împărțit în moduli, am găsit o modalitate, am făcut tipa lazy loading. Numai că el nu era lazy, dar era loading. Da, tot știu și asta. Bun, după asta, am avut eu câteva site-uri în care clientul, da, freelance era interesant, că voi aici veniți la serviciu, data din 1, 2, 3, dacă pe 5 nu aveți salariu, sunete la poliție, răbde, nu ne-achit salariu, da? Pe freelance e diferit, nu știu cine a lucrat. Acolo, eu eram și tester, și product owner, și project manager, și CTO, tot eram, deoarece era proiectul, era sarcina tehnică, care era foarte, foarte clară, în ghilimele, la început, și era suma de bani care trebuia să o achite clientul. Și dacă tu făceai tot cum vrei clientul și încă, давай, пожалуйста, сделай еще это, еще чуть-чуть, тут же несложно, на коленках можно за 5 минут, acolo trebuie să stai 2 zile, și el nu dădea bani până nu făceai. Dar am avut așa cazuri când, de exemplu, pe site trebuie să fie un informer cu cursul valutar sau, nu știu, timpul sau altceva, da, o microaplicație, o mini-aplicație, care trebuia să fie independentă de site-ul principal, avea back-end-ul, restul API era, da, Ajax. Și atât acolo au fost primele mele, așa să spunem, experiențe cu micro-front-end, dacă putem să-l numim așa. Și nu știu dacă cineva, nu, de web widgets ați auzit, cred că de iframes, precis că ați auzit, dar de plugins și de flash, precis că n-ați auzit. Eu chiar și n-am pus flash pe slide-ul acela că mi-e rușine, că el a murit, de-am tehnologia asta. Dar eu am făcut și flash, da, adică acolo era ActionScript, destul de ok, era ca syntax, cam ca JavaScript-ul. Și acum am așa un quiz, da? Haideți să vedem dacă cei din sală cunosc ce este un iframe. Uitați-vă, vă rog, sub scaun aveți o telecomandă pusă de organizatori acolo și alegeți una din patru variante de răspuns. Deci, vă rog, atent și gândiți-vă bine și alegeți. Varianta A este un front-end framework, B un tag HTML, C un back-end framework sau D un microserviciu. Acum, atent, start voting. Timpul a expirat. Haideți să vedem rezultatele. Serios? Ok. Bun, am înțeles. Mergem mai departe. Cred că cuvântul dry vă este cunoscut, da? Numai când voi îl auziți, nu vă place să-l auziți. Tim Lead-ul vine și spune și tu scrii codul ăsta de 15 ori. Fă o metodă acolo și pune codul acolo și apelează-o de vreo 3 ori de cât vrei tu, da? Problema asta este și pe back-end, și pe front-end, și în general există, da? Ridicați, vă rog, mâna sus, cui din voi îi place, iată, aveți un sprint și aveți un task. L-ați făcut și a doilea sprint iar îți vă dă-i task-ul și ala. Ia ridicați mâna sus, cui îi place asta? A, avem cineva, ok. Ați văzut acolo, ați scanat QR codul? M-a contactat și noi găsim de lucru pentru voi. Da. Noi în companie dezvoltăm mai multe direcții, dar în mare parte dezvoltăm panele de administrare pentru diferite sisteme și cam toate proiectele am observat că sunt foarte asemănătoare. Adică există un navbar care acolo este niște notificări, denumire la aplicații, mai este ceva acolo, da? Și este sidebar-ul din care putem să accesăm feature-urile care sunt pe aplicația respectivă. Deci,
Aici avem trei componente și haideți să vedem despre ce merge vorba aici. Haideți, avem două aplicații și ele sunt practic la fel, doar că la noi o să fie diferit contentul, adică feature-urile, application A și application B. Navbar-ul, sidebar-ul, în mare parte sunt unele diferențe, dar în mare parte spate de făcut customizare și de folosit practic același cod. Acum avem un proiect real. QR code-ul scanat, da? Cine dorește, vă invităm. În care e un client la care dezvoltăm 5 proiecte practic în paralel o să fie. Primul deja l-am început. Celelalte urmează după ce voi trimite CV-urile. Noi facem acum echipă. Asta nu e publicitate, dacă ceva. În toate, eu m-am ocupat de partea asta de business analitică, da? Și am depistat care sunt chestiile care s-ar repeta și pe care am putea să le optimizăm. O să ne gândim dacă o să spunem clientului că noi facem economii, dar noi o să facem economii în companie. Și o să facem team building la băieți. Da. Avem, iată, eu n-am deschis aici tot secretul comercial, am luat așa o parte din ce este acolo, da? Prima aplicație o să fie pe Vue.js, front-end-ul și back-end-ul pe Laravel. A doua o să fie React plus Spring și acolo deja, iată asta, a doua, deja este în lucru, a doua e Sprint. A treia este React cu Laravel, a patra este React cu Node și ultima e Angular cu Node. Deci am ales așa, foarte simplu, noi în companie avem mai multe direcții și în dependență de availability la developeri, noi formăm echipele și le punem pe proiect. Noi nu avem o problemă să scriem pe Vue sau pe React sau pe Angular. Și iată aici avem elementele care ar fi comune, iată le-am așa evidențiat, și avem elementele care sunt diferite, nu sunt comune. Nu vorbesc prea mult? Nu ați adormit? Bun. Cum am făcut așa un calcul? Destul de simplu, dar eu știu și un pic de matematică, vreo 5 ani am studiat matematică, dar nu tare îmi place, dar am învățat-o la universitate. Iată, noi avem feature-urile, da? Și acolo sunt sprinturi, developer și working days. O zi de lucru la un developer e destul de costisitoare, da? Numai dacă el nu lucrează la o companie de stat, acolo salariul 5.000 de lei, mi se pare. Dar în companie salariile sunt așa mai mărișoare și fiecare zi de lucru e costă bani, resurse și plus noi ținem la oamenii noștri, nu vrem să le dăm să facă lucruri care nu le sunt interesante. Și de asta noi am depistat acele momente pe care putem să nu le repetăm. Da? Și asta ar fi, iată, nu am, iarăși repet, asta nu e totul deschis pentru că nu pot, dar o să veniți și o să vedeți despre ce merge vorba. Avem elementele de navigare și cabinetul la utilizator, care practic sunt identice în toate, după funcțional, cu mici diferențe care pot fi customizate prin parametri la componente. Și am obținut, noi acolo am evidențiat, sunt 10 working days astăzi pentru elementele de navigare și 20 pentru cabinetul la user. Asta vorbesc doar de parte de front-end, fără back-end. 7% asta și aici achităm noi în IT Park. Da? Ca cifre, dacă luăm și calculăm numărul total de zile pe toate 5 proiecte și separăm atât ceea ce este comun și punem un dedicated team care o să elaboreze asta, noi obținem următoare rezultate. Adică avem 5 proiecte înmulțit la 30 de zile lucrătoare și avem 150 de zile lucrătoare. Acum, vă las pe voi să vă gândiți că asta e mult sau asta e puțin. Dacă o raportăm la un singur developer, la un singur om. Eu cred că e destul de mult. Sper că v-am interesat, prezentarea nu s-a finisat, mai departe o să vă povestesc, am spus că prezentarea e tehnică, dar o să mă stăruiesc să vă dau așa ca să fie pe înțelesul tuturor, cum facem noi asta. De fapt, ideea de microfrontend nu este atât de nouă, backend developer avem aici, ridicați vă rog mâna sus, da, destul de mult, vine ideea din backend. Atunci când un monolit, noi îl împărțim în bucăți micuțe, da, și ce câștigăm de acolo, toată lumea știe, da, avem izolare, avem dezvoltare în paralel, dacă cineva a făcut push, nu mi-a stricat ce am făcut eu, dacă eu am microserviciul meu. În microfrontend, ideea este practic aceeași,
sunt mai multe aplicații care după asta sunt unit tot în unul. Noi avem un DevOps foarte cool, Victor, care el schienui cu asta să facă. Nu știu cum el asta faci, dar faci. Toate deployerile care sunt în fiecare aplicație, ele nimeresc pe server, pe branch-uri și așa mai departe. Și la urmă ele se unesc împreună. Așa. Ce avantaj ar avea această abordare, da, bazat pe microfrontend? Deci noi putem să folosim diferite tehnologii. Angular, Vue, React, chiar și jQuery, chiar și JS nativ, TypeScript. Puteți să faceți o aplicație, o bibliotecă, care nu e nicio problemă și o puteți conecta. Scalability, da, noi putem să creștem proiectul pe orizontală oricât de mult dorim. Nu avem nicio problemă cu asta, având în vedere că ne permite, iată, această abordare, să facem lucrul acesta și cumva, dacă primul proiect, să zicem, că a fost scris rău, cod style acolo e U, atunci facem un microfrontend nou și îl conectăm și acolo codul poate să fie bun și noi după asta putem să rescriem, să facem refactoring la o parte micuță, dar nu la tot proiect. De asemenea, noi reducem volumul de cod scris și asta e important, da? Și îmbunătățim maintainable, da? Când e un parametru foarte important, cum se menține un proiect când el crește. La început e simplu, da, e lansat, e făcut deploy, dar când proiectul apare în production, cineva a făcut push pe production vineri la ora 5 și a zis că eu mă duc acasă, dar voi faceți ce vreți, lămuriți-vă. Eu în practica mea am întâmpinat așa ceva, că am avut proiecte de tip hot care acolo nu mergea vorba de versioning sau ceva. Acolo suna clientul și spunea, mie îmi trebuie să lucrez asta acum. Știu direct, da, era vesel. Independență și autonomie, adică echipele pe care noi le formăm, ele sunt destul de independente și autonome și nu depind una de alta. Important este să fie scrisă sarcina tehnică bine și să fie descrisă legătura dintre fiecare dintre componentele sistemului. Și într-un final, noi optimizăm resursele, ceea ce ați văzut voi pe unul din slide-urile anterioare, în cifre. Dar, ca orice soluție, sunt și probleme. Și asta este complexitatea ridicată față de o abordare clasică, când facem un REST API monolit, da, pe front-end. Și a doua, se mărește mărimea finală la bundle. Toți știți asta bundle? Nu vă pun să votați data asta. Eu sigur că știți. Și asta sunt două probleme pe care le-am depistat eu, dar cumva aici e decizia voastră. Da, dacă sunteți developer sau team lead sau arhitect, să faceți niște calcule și să vedeți, trebuie să folosiți asta sau nu trebuie, pentru că microfrontend-ul nu trebuie folosit peste tot. Dacă voi aveți un site cu două pagini, niciun sens n-are să faceți microfrontend. Asta e over-engineering și n-are niciun sens pentru că o să pierdeți mai mult. Cum noi putem să facem management la proiecte? Cred că toți folosesc GitHub-ul sau aveți stick de asta USB. Albastru, roz. Da, eu la studenții mei le spun așa, ei, când văd că vin la lecții cu stick-ul, eu lor le spun. 1. Dacă tu nu ai account pe GitHub în cursul întâi, tu nu ai să fii developer niciodată. Dacă tu ai stick verde, tu nu ai să fii developer niciodată. Totul ce faci tu și îi spun, ei, dar am făcut rău și tot să uite acolo. O să vedeți pe urmă link-ul la GitHub-ul meu, eu nu mă rușinez, tot e deschis, am scris și de asta. Puneți, vă rog, pe cod. Dar nu mă rușinez, asta e o practică, înveți, crești, e tot ok. De asta eu sunt de părerea că tot trebuie să fie într-un repozitoriu pe Git, tot absolut ce facem noi. Poate să fie el GitHub, GitLab sau Bitbucket, nu contează. Dar dacă vorbim de microfrontend, noi putem să avem un singur monorepozitoriu în care sunt toate aplicațiile și ele poate să fie dezvoltate toate pe React, de exemplu, sau toate pe Angular, sau poate să fie diferite. Și avem multe repo atunci când pe fiecare microaplicație noi avem configurat un repozitoriu separat cu CI/CD-ul propriu. Care abordare este mai bună? Iarăși depinde de situație. Adică în dependență de câte proiecte voi aveți, sample-ul pe care o să-l dau eu acolo în monorepo ca să nu căutați multe link-uri, dar dacă proiectele sunt destul de mari și noi nu vrem să avem probleme cu ceea că cineva are acces la ceea ce nu trebuie și cumva au făcut un push din întâmplare și o stricat ceva, atunci multe repo este mai potrivit. Ok,
Cum putem noi asta să facem? Eu sigur că cineva dintre voi deja poate și-a folosit micro-frontend abordarea, poate cineva dintre voi a citit, a văzut informații despre asta. Există mai multe posibilități, mai multe tool-uri care ne permit nou să implementăm această abordare. Le vedeți acolo, e Webpack, Model Federation, este Single SPA, Bit, Pyral și așa mai departe. Și acum, care e soluția cea mai bună ca noi să implementăm acest micro-frontend? Și având în vedere că voi sunteți developeri cu experiență, din câte văd eu așa după bărbile voastre, ca la tine, barba așa, ești senior așa? Nu? După barbă, parcă da. Eu vezi barba mea de middle. Haideți să iarăși vă uitați sub scaun, telecomanda, și alegem despre ce vreți să vă vorbesc eu dintre cele, nu știu dacă țineți minte ce a fost acolo, da? Dar oricum, alegeți. Despre ce vreți să vă vorbesc mai departe și eu despre asta o să vorbesc, ok? Bun. Deci, выбор настоящий. Потом я вам покажу, вы проверите все это. Да. Deci 10 секунд, ка солежите. Репежор, азгасит или команда. Время пошло. Timp a expirat. Am urs să văd dacă știu despre și dacă voi ați ales incorrect, atunci eu închid prezentarea și mă duc acasă. Dacă ați ales cei și eu știu, atunci eu povestesc mai departe. Ok. O. Corect, ați ales data asta. Bun, mergem mai departe. Webpack Modul Federation. Da, este o soluție care, nu știu dacă este cea mai bună, eu personal am încercat-o, da, și parcă mi-a părut ok. Deci a apărut soluția respectivă ca un, să zicem așa, cam prin 2020, e destul de nouă, da? Și încă nu sunt suficient de multe sample-uri, exemple, cum asta se implementează în open source, da? În proiecte comerciale sunt sigur că există. A fost dezvoltat ca un plugin la Webpack, dacă cunoaște asta Webpack, da? Și haideți să vedem de ce trebuie noi să alegem Webpack Modul Federation. Așa spune sursele, iarăși aici eu citez. În unele cazuri sunt și de acord cu părerea, dar în unele n-am reușit să verific până la urmă. E cea mai bună soluție de a face sharing la cod. Alta ar fi environment independent și încă una ar fi, despre asta deja am vorbit și sunt de acord, rezolvăm problema cu dependențele dintre microaplicații. Am ajuns și la cod, așa la MacBook-ul meu, e o specială și am făcut frumos să fie. Aici e cod real, da? În care voi puteți să vedeți cum asta se configurează. La prima vedere pare foarte, foarte așa simplu, nice, dar o să vedeți mai târziu dacă e așa. Deci avem un fișier webpack config în care se întâmplă totul și avem câteva compartimente acolo pe care trebuie să le configurăm. Primul compartiment este compartimentul name, unde noi dăm denumirea la microaplicația noastră pe care dorim să o facem share, da, pe toate proiectele. A doilea compartiment este file name-ul. Este un fișier în care se face build la cod. El spune acolo și alte aplicații din exterior pot să-l acceseze. Codul acesta deja compilat de Webpack. Acolo codul arată, nu e formatat, nu-i, dar e compilat, da? Și el se execută și lucrează. O altă componentă asta este remote. Noi, de exemplu, dacă din componenta A dorim să accesăm careva din, nu componenta, microaplicația A, dorim să accesăm unele componente din microaplicația B, atunci o să indicăm aici ce dorim să accesăm și sub ce nume. Pe de altă parte, din microaplicația B, trebuie să facem expose, da? Ce vrem să exportăm, ca în prima aplicație să putem folosi lucrul acesta, fără asta nu o să funcționeze, și cu asta nu funcționează deodată. Și mai este shared, atunci când voi folosiți careva dependență, un careva plugin sau bibliotecă, de exemplu de PMPM, voi îi faceți reshare la celălalt component, când pentru că ea poate să nu aibă independența de Webpack, da, în package.json. De asta noi trebuie să facem reshare la codul acesta și el o să fie tot exportat. Așa.
Dacă doriți să utilizați soluția propusă de mine, aveți două variante. Sau veniți la noi în companie și noi în proiect o să vă dăm posibilitatea să faceți asta, sau dacă sunteți manager, puteți să propuneți developerilor să facă asta, sau dacă sunteți developer în o altă companie, propuneți managerilor, haideți să facem microfrontend. Ok, vremea vășla. Noi ia zăcanciu. Iată, aici puteți să vedeți QR codul și link-ul unde puteți să vedeți exemplu pe care l-am făcut eu. Vă spun deodată, din prima, dacă faci singur, nu se primește, la mine în orice caz nu s-o primit. Dacă la voi se primește, la urmă am să lăs adresa de e-mail, vă rog să-mi scrieți. La mine s-o primit din prima și atunci eu am să mă înțeleg acolo să vă luăm la lucru, fără interviu. Bun? Aici, iată, este screenshot-ul la GitHub. Eu folosesc Dark Team, da? Așa frumos. Și aici are și QR codul, acela alt era QR codul la documentație, de fapt. Aici e QR codul la microfrontend. Exemplu, da, puteți să-l scanați dacă doriți sau să-l țineți minte destul de simplu, în numele meu și o să vedeți acolo pe prima pagină o listă de repozitorii, da? Și acum, iată, puteți să scrieți adresa de mail, dacă aveți întrebări, dacă adresa e corectă, da, puteți să întrebați. Și acum vă mulțumesc pentru atenție.